Dezactivează anunțurile. O opțiune care nu este disponibilă în panoul de administrator al utilizatorului. Am prezentat într-un tutorial mai vechi cum includeți această opțiune pe site-ul vostru. Din păcate, această modificare nu funcționează cu ultima versiune de OS Class și astăzi vă prezint cum faceți aceeași modificare, dar în pași mai simpli. Nu trebuie decât să modificați tema voastră, nu trebuie să mai modificați scriptul OS Class. Astăzi vă arăt cum implementați această opțiune pentru utilizatorii voștri în panoul lor de administrator. În momentul de față nu există opțiune de a dezactiva anunțurile, există opțiune doar de activare în momentul în care administratorul site-ului dezactivează un anunț, utilizatorul poate să îl activeze, dar nu există opțiune de dezactivare la anunțul respectiv. Bun, haideți să trecem la treabă. Am pregătit codul. Acest cod o să-l găsiți în textul deasupra tutorialului pe blog. Trebuie să facem modificări în tema noastră, în două fișiere sau trei, depinde ce temă folosiți. Dacă folosiți tema Bender, trebuie să modificați fișierul funcțion.php și fișierul loopsingle.php. Trebuie să mergeți în rădăcina site-ului vostru. Eu sunt pe localhost pentru că sunt pe un server local. În tema pe care o folosiți în cazul de față Bender și edităm fișierul funcțion.php. În acest fișier trebuie să introduceți următorul cod. Dacă în fișierul vostru există tagul terminal PHP, introduceți codul deasupra de acest tag. O să găsiți codul în textul deasupra tutorialului. Îl punem în fișierul funcțion.php. Salvăm modificările. Acum nu rămâne decât să introducem linkul care va dezactiva anunțurile. Trebuie să edităm fișierul care afișează anunțurile în panoul de administrator al utilizatorului. În tema Bender se ocupă fișierul userItems.php, acesta este fișierul, dar acest fișier preia anunțurile din loopsingle.php, care preia anunțurile din de fapt din loop și loopsingle.php. Aici trebuie să facem noi modificările. O să vedeți că avem o linie care afișează anumite opțiuni doar dacă anunțul este vizualizat de către admin. În cazul de față, noi o să introducem ceva în plus aici. Deci, în cazul în care anunțul este dezactivat, această linie de cod rulează această funcție. În cazul în care anunțul este dezactivat, atunci va afișa acest link de activare. Noi o să mai adăugăm ceva în plus, în cazul în care anunțul este activ, să afișeze linkul de dezactivare. Doar câteva modificări simple. Vom copia același link, îl copiem, îl punem aici, schimbăm denumirea, deactivate, salvăm modificările. Am uitat să facem o modificare și trebuie să schimbăm această funcție, trebuie să schimbăm cu funcția pe care am introdus-o noi în funcțion.php din temă. Această funcție va afișa linkul de dezactivare. Punem în locul acestei funcții și acum totul ar trebui să fie funcțional. Dacă anunțul este activ, ne apare linkul de dezactivare. Vom da dezactivare, anunțul a fost dezactivat, vedeți că apare linkul de activare. Acum o să vedeți că în panoul de admin acest anunț va fi dezactivat. Dacă îl activăm o să fie activ și aici și la fel putem să-l dezactivăm. O modificare simplă pe care o implementat simplu, în vechea versiune trebuia să faceți modificări la scriptul OS Class. Acum nu trebuie decât să introduceți aceste linii de cod în fișierul funcțion.php. Aceste linii le găsiți pe blog deasupra de tutorial. Haideți să vă arăt cum faceți și în tema modern. În tema modern este un pic diferit. O să vedeți despre ce este vorba. O activăm. Și aici trebuie să facem modificările. Deci mergem în tema modern. Și aici nu trebuie să mai facem în
loop single un PHP pentru că nu mai există acest fișier. Anunțurile sunt generate direct în fișierul user items.php în tema modern și o să vedeți că aveți aceleași opțiuni aici. La fel este dacă anunțul este inactiv, o să fie afișat linkul de activare. Vom face din nou aceeași modificare. Vom include linkul de dezactivare. Și în acest fel o să permitem utilizatorilor noștri să-și dezactiveze anunțul. Aceeași treabă. Haideți să copiem, dar din păcate am închis acel fișier. Voi puteți să treceți denumirea în română direct dacă doriți, dacă nu să traduceți în fișierele temei, în folderul language, denumirea pentru acest link. Trebuie să mai facem acea modificare în fișierul functions.php, edităm și același fișier din această temă, functions.php, aici jos, iarăși, deasupra de acest tag, vom introduce aceste funcții pe care le găsiți în text deasupra tutorialului pe blog și acesta este linkul care va sau funcția care va afișa linkul de dezactivare. O punem aici, salvăm modificările și ar trebui să apară dacă anunțul este activ să apară acel link de dezactivare. Din păcate nu apare. Nu am salvat modificările, să vedem un pic unde este problema. Tema modern. Posibil să fi greșit eu ceva undeva. Este activ. Se pare că nu apare. Haideți să vedem dacă nu avem o eroare. Se pare că există o eroare. Posibil să nu fi memorat modificările în fișierul functions.php, deci nu le-am memorat. Din această cauză nu apare linkul de dezactivare. Acum apare și funcționează fără nicio problemă. Anunțul a fost dezactivat, acum îl putem activa. În felul acesta puteți oferi utilizatorilor voștri această opțiune să dezactiveze anunțurile care nu mai sunt valabile de pe site-ul vostru sau posibil să-l dezactiveze pentru o scurtă perioadă de timp. Vechea versiune nu funcționează pe ultima, vechea metodă nu funcționează pe ultima versiune de OSClass și vă recomand să folosiți pe ultima versiune de OSClass această metodă. Codul o să-l găsiți în text deasupra tutorialului. Dacă doriți să traduceți mesajele, puteți face simplu în fișierul de traducere a temei sau să schimbați aici mesajele simplu. Le schimbați în limba română direct, fără să mai aveți să vă mai încurcați să faceți modificarea în fișierul de traducere. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper să vă fie de folos această modificare. Vă doresc o zi bună, la revedere!